După victoria 3-2 cu CSR-ul Cărn în finala Cupei României, faza județeană și implicit câștigarea trofeului, ACS Inter Câmpul Lung va reprezenta județul Argeș la faza regională a Cupei României, ediția 2022-2023, competiție ce se va desfășura într-un format nou stabilit prin vot de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Argeșul face parte din regiunea 5 alături de alte 5 județe, iar luni la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor. Vom trece la regiunea 5 Sud-Vest, alcătuită din următoarele județe: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Telorman, Dâmbovița. Grupa. Trecem la cea de-a doua grupă pentru a aloca numărul 1 câștigătoarei de cupă din județul Dolj. Numărul 2 se atribuie câștigătoarei de cupă din județul Telorman. Regiunea 5 Sud-Vest, a doua grupă, va mai cuprinde și reprezentanta județului Argeș, al locul 3. În consecință, în grupa a doua din regiunea 5 se va juca după următorul program. Pe 6 iulie, Dunărea Turist-Turnu Măgurele, ACS Inter Câmpul Lung. Pe 9 iulie, Dunărea Calafat, Dunărea Turist-Turnu Măgurele. Și pe 13 iulie, ACS Inter Câmpul Lung, Dunărea Calafat.